Ora 9, doamnelor și domnilor, bună dimineața, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am regăsit la știri. Zi decisivă pentru Florin Câțu, 5 guverne au fost demise până acum în România prin moțiune de cenzură, guvernele Boc, Ungureanu, Grindeanu, Dăncilă și Orban. Astăzi am putea asista la al 6-lea cabinet care pică în Parlament. Matematica e simplă, PSD, USR și AUR au împreună 280 de voturi, deși au nevoie de doar 234 pentru a trânti executivul. Cu doar câteva ore înainte de votul pe moțiune se mai fac scenarii și mutări. Mai multe informații ne aduce chiar acum direct pe colega mea, Gabriela Mihai. Ea se află deja la Palatul Parlamentului. Gabi, bună dimineața! Așadar, cum se vor desfășura lucrurile astăzi? Bună dimineața! La ora 12 începe plenul reunit în care va fi dezbătută moțiunea de cenzură și totodată se va da și votul pe această moțiune de cenzură. Iar în aceste momente calculele arată foarte clar că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Cățu, depusă de socialdemocrați și susținută de USR și AUR, are toate șansele să treacă lejer. Iar asta pentru că numai PSD cu USR și AUR au împreună 280 de parlamentari. Din Partidul Social Democrat va lipsi un singur parlamentar care a fost testat pozitiv cu COVID-19 și nu poate ajunge astăzi aici la plenul reunit. Pe de altă parte, mai sunt și 5 parlamentari neafiliați. Dintre aceștia, 4 sigur vor vota această moțiune de cenzură. Așadar, e nevoie de doar 234 de voturi ca moțiunea să treacă. Prin urmare, și liberalii știu că această moțiune de cenzură va trece astăzi, iar după ce va trece moțiunea de cenzură, guvernul Cățu va deveni unul interimar. Important de menționat este că în continuare se fac ultimele strategii, ultimele calcule. Până la urmă, chiar dacă liberalii au admis faptul că vor pica astăzi, cel puțin guvernul Cățu va pica la moțiunea de cenzură, în continuare își fac strategii. Surse liberale susțin că după ce va trece această moțiune de cenzură, cel mai probabil când președintele României Klaus Iohannis va chema partidele politice la consultări, PNL nu va înainta o propunere de premier, tocmai pentru a-i lăsa pe cei care au depus moțiunea de cenzură și au votat-o să vină cu o propunere de premier, în contextul în care aceștia ar trebui să aibă o variantă mai bună. Socialdemocrații au anunțat foarte clar că nu vor să vină cu o propunere de premier, iar asta pentru că aceștia își doresc foarte tare să se ajungă la alegerile anticipate. USR Plus, din câte știm, nu ar intenționa să meargă la prima rundă de consultări cu o propunere de premier, ci abia a doua oară, dacă vor fi chemați, ar merge cu propunerea lui Dacian Cioloș. Pe de altă parte, cei din AUR sub nicio formă nu au o propunere de premier. Așadar, cel mai probabil că în continuare următoarea mutare îi va reveni Partidului Național Liberal, care am văzut că a declarat până acum că va merge cu aceeași propunere de premier la Palatul Cotroceni, adică în persoana actualului premier Florin Câțu. Vom vedea până la urmă care va fi deznodământul acestei moțiuni de cenzură. Cert este că astăzi în Parlamentul României sunt toate șansele ca executivul să cadă în urma moțiunii de cenzură depusă de Partidul Social Democrat. Extrem de importante și interesante aceste informații. Gabi Mihai, mulțumesc, din Palatul Parlamentului. Pe de altă parte, USR nu are încredere în ce promit peseriștii. Liderul parlamentarilor USR, Ionuț Moșteanu, spune că are dubii serioase ca socialdemocrații vor cu adevărat să dărâme guvernul în condițiile în care tot ei l-au sprijinit pe Florin Câțu în ultima lună. Mai multe informații ne aduce despre acest subiect colega mea, Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit, acesta a precizat că toți parlamentarii USR Plus vor fi astăzi prezenți pentru a vota moțiunea și că în primă instanță nu au o propunere de premier, dar dacă va fi nevoie vor convoca Consiliul Național pentru a veni cu un nume și cel mai probabil acesta va fi Dacian Cioloș. De asemenea, Ionuț Moșteanu a spus că în niciun caz nu vor să se așeze la masa negocierilor cu Florin Câțu ca propunere de premier, doar dacă Partidul Național Liberal va
veni cu un alt nume, sunt dispus să refacă această coaliție care a dus la declanșarea moțiunii de cenzură de astăzi. Așteptăm așadar să vedem dacă în urma Biroului Național s-au făcut și strategii pentru perioada următoare. Despre anticipate, Ionuț Moșteanu a spus că nu crede că președintele este dispus să pună Partidul Național Liberal în frunte cu Florin Câțu printr-un astfel de proces de alegeri parlamentare anticipate, pentru că știm foarte bine, PNL a scăzut în sondaje destul de mult în ultima perioadă. Vom vedea cu ce propunere va veni Partidul Național Liberal după aceasta și dacă mai este vreo șansă pentru ca această coaliție să fie refăcută. Haideți să vedem întâi că pică moțiunea. Eu am dubiile mele la intențiile reale ale PSD-ului de a pica acest guvern. După ce pică, mergem la consultări și găsim o soluție. Temerile celor de la USR vin după ce PSD a blocat cu bună știință moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu. Socialdemocrații au așteptat cu minți ca premierul să fie ales și președinte la PNL. USR spune că nu mai are ce discuta cu liberalii atâta vreme cât aceștia îl mai susțin pe Florin Câțu în fruntea guvernului. Într-o primă măsură, într-un prim moment, am spus de foarte multe zile, de 4 săptămâni deja, din punctul nostru de vedere, dacă PNL propune alt premier în afara lui Florin Câțu, ne așezăm la masă și discutăm. Dacă PNL decide că nu are o variantă de premier pentru a guverna România în perioada care urmează, o să vedem, o să avem o discuție împreună cu colegii și vom găsi soluții. Tot încearcă să găsească tot felul de găselnițe comunicaționale ca să ne sperie. Noi votăm să plece Florin Câțu. Am spus asta, asta spunem în continuare, asta vom face mâine. Moșteanu nu crede că liberalii au îndrăznit să negocieze cu parlamentarii USR înaintea votului de la moțiunea de cenzură. Nu a ajuns până acum la mine o astfel de informație că ar fi încercat să negocieze cu parlamentarii USR Plus, dar cred că nici n-ar îndrăzni, ne știu că suntem oameni fermi, oameni verticali. Am spus că nu-l mai susținem pe Florin Câțu, nu-l mai susținem. Nimeni de la USR Plus n-a venit în Parlament pentru niște foloase materiale. Și totuși PSD susține că va vota cu bilele la vedere la moțiunea de cenzură. Rămâne de văzut însă câți socialdemocrați vor fi prezenți în plen. În acest moment PSD are un parlamentar confirmat cu noul coronavirus. USR și AUR au acuzat PSD că vor da vina pe pandemie pentru a nu participa la vot. Singurul element de incertitudine este USR Plus, care a refuzat să asiste la citirea moțiunii de cenzură și care este dispus să revină la guvernare dacă PNL renunță la Câțu. PSD i-a invitat pe toți parlamentarii care își doresc să plece guvernul Câțu să vină să voteze. Nu vor să dea jos guvernul Câțu pentru că a guvernat prost, ci pentru că s-au certat cu Câțu. Pe scurt, pentru orgoliile lor politice. Românii au nevoie de un guvern responsabil și cu soluții clare pentru problemele urgente ale țării. Grindeanu s-a spălat deja pe mâini pentru eventualitatea în care parlamentarii PSD vor lipsi de la votul din plen. Prim vicepreședintele social-democrat spune că liderii celor două camere ar trebui să găsească soluții pentru ca cei infectați să voteze. Solicităm președinților celor două camere, Anca Dragu și Ludovic Orban, să identifice soluții pentru ca toți parlamentarii să poată să-și exercite votul. Suntem în plin val 4 cu peste 10.000 de cazuri zilnic și în cazul în care apar suspiciuni, trebuie să existe o variantă legală ca orice vot să fie exprimat. PSD are deja un parlamentar confirmat cu COVID-19, avem însă și un parlamentar care se confruntă cu o afecțiune gravă și care totuși mâine va veni la vot. Și tot PSD îl amenință pe Florin Câțu cu plângerea penală. Socialdemocrații au reacționat după ce Ludovic Orban l-a acuzat pe premier că a dat ordonanțe de urgență în favoarea edililor care au votat la Congresul PNL. Vom
îmi face această plângere, citând chiar din ce a spus fostul președinte PNL. Vă aduceți aminte ce a spus? Că primul ministru Florin Câțu dă o ordonanță de urgență când au ședința de guvern ca să-i plătească pe cei care l-au votat. Asta spune un membru PNL de vază, cel care conducea partidul. Cum să nu faci? E cu citat din Ludovic Orban. Grindeanu îl acuză pe Câțu că împarte banii în funcție de culoarea politică a primarilor. Nu poți să împarți țara în primari PNL și primari ne-PNL. Toate comunitățile din România au nevoie de bani și trebuie să existe criterii după care împarți acești bani. Totodată, prim vicepreședintele PSD a afirmat că este posibil ca primarii PSD să protesteze în fața Palatului Cotroceni. Haideți să vedem în ce mod va da Florin Câțu HG-ul și modul în care va împărți aceste sume de bani din fondul de rezervă. În momentul acela, oricum vom lua o decizie legată de această plângere penală și de alte măsuri pe care putem să le luăm. Înregistrare explozivă cu tentativa de mituire a unui deputat AUR, liderul Alianței George Simion susține că liberalii au încercat să-i mituiască pe parlamentarii din opoziție pentru a nu dărâma guvernul. Citez, PNL nu a negociat, a vrut să ne cumpere la bucată, acuză Simion. Acesta a anunțat că a depus plângere la DNA împotriva liberalilor. Și mulțumesc colegului nostru Ciprian Titi Stoica, că a fost inspirat și i-a prins George Simion susține că deputatul PNL Cosmin Șandru i-ar fi promis parlamentarului AUR Ciprian Titi Stoica angajarea rudelor și a prietenilor la toate companiile de concentrate ale statului. Au încercat să negocieze cu noi cei de la PNL, au încercat să ne cumpere la bucată. Au încercat să ne mituiască. Simion a publicat înregistrarea discuției dintre Titi Stoica și Cosmin Șandru. Cum o negociază? Există vreo șansă să negociază? Bă, eu zic că nu. Eu așa zic că nu. Bun, dar ce ar trebui făcut ca să putem negocia? Ia să. Eu ce spun direct. Promovăm ca oameni. Evrei frumos. Nu știe nimeni. Îi facem membri PNL de formă. Înțelegeți? Îi spui unde? Instituții de concentrare. Nu, hai să... N-are rost să... Cum să zic eu? Să vă fac să vă pierdeți timp. Eu am avut un serviciu în Anglia, înțelegi, la 3 minute de casă, lucram 4 zile, toate duminicile libere, eram cel mai mare grad în stație, luam aceiași bani care iau aici ca și deputat. Eu n-am venit pentru, înțelegi. George Simion a anunțat că înregistrarea a fost trimisă deja și la procurorii anticorupție. Am făcut un drum până la DNA. Prima chestiune pe care o avem de făcut este să anunțăm organele competente și după aia o să facem cunoscut românilor toată schema prin care Florin Câțu și-a pus parlamentarii să ne ofere mită. Florin Câțu pare să se fie resemnat înaintea moțiunii de cenzură de astăzi. Liberalii au luat decizia de a nu vota în vreun fel în Parlament. Cei care vor încălca ordinul lui Câțu vor fi excluși din partid. În total, PSD, USR și AUR mizează pe 280 de voturi, ceea ce înseamnă că liberalii ar trebui să convingă numai puțin de 50 de aleși să renunțe la dărâmarea executivului. Este o decizie pe care o luăm de fiecare dată când avem astfel de situații. Partidul Național Liberal, membrii sau parlamentarii Partidului Național Liberal vor participa la moțiunea de mâine, dar nu vor vota. Deci vor fi prezenți, nu vor vota. Aceasta este decizia luată astăzi în BEX. Celălalt a fost dar discuții politice referitor la strategia noastră pe perioada următoare. Pentru ca moțiunea să fie adoptată și guvernul Câțu să fie demis, sunt necesare 234 de voturi. Ultimele calcule arată că PSD, USR și AUR ar avea împreună 280 de voturi. Șansele ca liberalii să mai convingă 50 de parlamentari să-l țină pe Câțu în funcție par așadar destul de mici, lucru conștientizat se pare și de premier. De mâine, dacă trece această moțiune, așa cum v-am mai spus, toate scenariile sunt pe masă, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliție
condusă de PSD, înțeleg, USR, PSD-USR Aur, coaliția PSD-USR Aur, dacă au un plan, eu sper că nu doar vor să dea jos guvernul și după aceea să se uite cum țara rămâne în haos, vom vedea ce propunere vine de la această nouă majoritate și ne vom face și noi planul în funcție de acestea. Dar, repet, după mulțirea de mâine, toate sunt valabile. Eu cred că va fi totuși o propunere a PSD, susținută de USR și AUR. Responsabili sunt cei care vin cu această decizie, această coaliție a responsabilor, iar ei trebuie să răspundă în fața românilor, nu mie. Românii ar trebui să fie speriați, din păcate că acești oameni vor să lase România fără guvern, într-o perioadă în care este nevoie de decizii și de un guvern care să aloce resurse. Câțu a anunțat că orice liberal care va vota în vreun fel la moțiunea depusă de PSD ar putea fi exclus. Toți ochii sunt țintiți în acest moment spre fostul lider liberal, Ludovic Orban. Acesta va conduce ședința din calitatea de președinte al Camerei Deputaților. Statutul Partidului Național Liberal este foarte clar. Vom alua în discuție în următorul BPN pe cei care vor vota, dacă va fi cineva, dar eu nu cred că există un parlamentar liberal care să voteze alături de PSD și AUR și USR. O moțiune cu propunerea de excludere din partid? Vom discuta în BPN. Câțu a continuat atacurile la adresa foștilor colegi din coaliție. Și mi se pare foarte interesant cum, și vreau și eu mâine să văd în Parlamentul României, pentru că moțiunea spune foarte clar și este negru pe alb. PSD spune așa: incompetent ministrul sănătății, incompetent ministrul investițiilor, incompetent ministrul transportului, incompetent ministrul economiei. Dar mâine USR, care a avut aceste mandate, spune așa: da, are dreptate PSD, incompetent ministrul investițiilor, incompetent ministrul transportului. Deci Drulă mâine va vota împotriva lui Drulă. Mergem mai departe și cu alte știri. Varianta Delta a coronavirusului nu mai debutează cu semnele obișnuite. Dacă în cazul celorlalte infectări pe primul loc erau febra, pierderea gustului, mirosului și celelalte simptome de tip respirator, în cazul infectărilor cu Delta, simptomele sunt mai puțin specifice, în sensul că se remarcă obstrucție nazală, dureri musculare și durere de cap. Dar mai multe ne spune chiar acum în direct doamna doctoră Doina Zoică, președintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, doamna doctor, mulțumesc pentru intervenția la jurnalul B1 TV. Bună dimineața! Așadar, pentru că ne aflăm în sezonul virozelor, cum deosebim în această perioadă o banală răceală de coronavirus? La ce trebuie să fim atenți și când trebuie să ne prezentăm la medic? Când ar trebui să ne alarmăm? Vă rog. Da, dumneavoastră ați anticipat, de fapt, aceste semne care sunt mai frecvent întâlnite la persoanele care sunt confirmate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2. Această tulpină Delta și-a schimbat și caracteristicile epidemiologice, fiind mult mai contagioasă, dar și caracteristicile clinice și, repet ceea ce ați spus dumneavoastră, sigur că debutul poate să fie cu manifestări din acestea mai puțin specifice, cu cefalee, cu obstrucție nazală, cu rinoree, cu strănut, cu disfagie, această senzație de jenă la momentul deglutiției, dar bineînțeles sunt și persoane care încă mai prezintă fenomene de subfebrilitate, chiar febră și tuse seacă. Ceea ce este important, de fapt, și ați accentuat și dumneavoastră, suntem în perioada virozelor respiratorii, deci infecțiilor cu alte virusuri respiratorii, și populația ar fi tentată să creadă că e o banală răceală, încât vreau să subliniez că la apariția acestor simptome este foarte important testarea, chiar dacă persoanele sunt vaccinate sau nevaccinate, și trebuie să acordăm o atenție deosebită, nu numai acestor simptome la adulți, chiar și la copii. Iată, această infecție cu tulpina Delta o întâlnim și în cazul copiilor. La copii este posibil să fie însoțite și de alte manifestări mai puțin tipice pentru fenomenele respiratorii, respectiv manifestări digestive, agitație, pierderea apetitului.
Când ar trebui să ne prezentăm la doctor? Când ar trebui să ne alarmăm? Putem să ne tratăm singuri sau trebuie să mergem la medic chiar de la apariția primelor simptome, mai ales dacă ne și testăm și avem un rezultat pozitiv? Recomandarea este că testați sau nu testați, la primele simptome trebuie să solicităm opinia medicului, medicului de familie, pentru că este cel mai abordabil. Sigur, testarea, care se poate face și ca testare rapidă, și la momentul confirmării infecției, categoric medicul trebuie să stabilească, în funcție de antecedente, în funcție de profilul pacientului, să stabilească conduita terapeutică. Deci nu trebuie așteptat, pentru că uneori, după o perioadă din aceasta aparent benignă a simptomelor, poate să urmeze o manifestare bruscă care mai mult pledează pentru o formă medie sau chiar gravă. Foarte mulți își pun următoarea întrebare: dacă putem să ne imunizăm atât anticovid, dar și antigripal? Sau există câteva, sau există ceva contraindicație? Nu, atât timp cât recomandările există și sunt făcute cunoscute, deci se poate face fie administrarea simultană a vaccinului COVID-19 cu vaccinul gripal sau administrarea, sigur, a vaccinului COVID-19 și la 2 săptămâni poate fi administrat vaccinul antigripal, sigur, dacă nu există o contraindicație sau nu apar anumite manifestări care contraindică sau amână mai mult vaccinarea. Foarte pe scurt, că, doamna doctor, ultima întrebare, dacă ne puteți explica cum ar trebui să ne protejăm sistemul imunitar în această perioadă, pentru că deja am văzut temperaturile au scăzut destul de mult în ultimele zile. Putem să ne protejăm și prin alimentație? Nimic nu este nou. Știm foarte bine că sezonul acesta de început a perioadei reci a anului înseamnă o vulnerabilitate a organismului, indiferent de vârstă și de contextul comorbidităților. Categoric, toate măsurile din acestea igienice trebuie aplicate, referindu-ne la o îmbrăcăminte adecvată, la evitarea, bineînțeles, aglomerărilor, și aici subliniez necesitatea purtării măștii nu numai pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2, dar și pentru alte infecții respiratorii și, sigur, o alimentație echilibrată de care vorbim permanent, nu numai în sezonul acesta, bogată în vitamine naturale, din fructe, legume, ceea ce, din păcate, românii foarte puțin consumă, și o alimentație echilibrată în proteine, pentru că totuși proteinele acestea oferă și ele o siguranță vis-a-vis de protecția nespecifică a organismului. Doamna Doina Azuică, îi mulțumesc mult pentru aceste informații. A fost președintele Societății Române de Epidemiologie în direct. Noi studii cu rezultate îngrijorătoare, rata mortalității este de 11 ori mai mare la persoanele nevaccinate decât la cele vaccinate, o arată un studiu recent al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite. Studiul arată și că eficiența vaccinurilor a scăzut moderat în perioada în care varianta Delta a devenit dominantă. Cu toate acestea, vaccinurile rămân foarte eficiente, în special în prevenirea spitalizării și a decesului din cauza COVID-19. Un alt motiv pentru care specialiștii au introdus și doza a treia.
Persoanele nevaccinate au avut o rată de infecție de 11,1 ori mai mare decât persoanele vaccinate înainte de circulația Delta și de 4,6 ori mai mare după. Aceste cifre reprezintă scăderi ale eficienței brute pentru toate tipurile de vaccin luate împreună, de la 94% la 91% pentru deces, de la 92% la 90% pentru internările în spital și de la 91% la 78% pentru prevenirea infecției. Se arată în raportul publicat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite. Inițial s-a pornit și s-a înțeles un pic greșit cum că vaccinarea ar da o protecție totală și că cel vaccinat nu se poate îmbolnăvi, ceea ce nu a fost spus chiar niciodată de la început. S-a spus că posibilitatea de a te îmbolnăvi există, că este mai puțin probabil având vaccinul, însă tot timpul s-a dublat cu celelalte trei metode de prevenție, și anume cu purtatul măștii, cu încercarea de a nu te îngrămădi, și adică de a evita aglomerația de persoane, și bineînțeles cu spălatul și așa mai departe. Potrivit studiilor din străinătate, scăderea eficienței vaccinurilor este mai evidentă în cazul persoanelor în vârstă, dar și în cazul persoanelor care în continuare nu se protejează și nu respectă regulile de igienă sanitară. Cei care se îmbolnăvesc, fie că sunt vaccinați, fie că nu sunt vaccinați, fac forme mai grave și, atenție, fac forme mai grave pentru că neglijează să se prezinte din timp la medic și să înceapă un tratament. Din păcate, tratamentul nu există încă specific pentru această boală. Se face cu medicamente care nu se găsesc decât în spitale. Specialiștii subliniază că vaccinurile nu pot produce mutații genetice. Repet ceea ce spun cei care fac aceste lucruri, adică cei care fac cercetările respective, și spun că nu se pot produce astfel de mutații. De altfel, astfel de vaccinuri, s-a spus acum câteva zile, s-a repetat, sunt de zeci de ani cercetate pentru alte tipuri de afecțiuni, în special pentru cancer, pentru HIV. Și nu s-a aplicat la HIV, dar pentru cancer se pare că sunt teste făcute pe mii și mii de oameni. Nu se produc acele mutații despre care se vorbește. Cu toate că românii nu vor mai avea acces la servicii medicale în următoarele 30 de zile din cauza valului 4 pandemic și suntem în criză de medicamente, autoritățile nu se gândesc la măsuri mai stricte pentru a opri infectarea cu noul coronavirus. Raed Arafat a declarat că autoritățile nici măcar nu iau în calcul o eventuală carantinare a capitalei. În decursul zilei de ieri, incidența în București a ajuns la 9,64 la mii de locuitori. Nu s-a pus problema capitalei să intre în carantină și ați văzut, se iau măsuri, sunt măsurile de 3, de 6 la mie, de 7,5 la mie, dar se evită totuși carantinării unei capitale care ar avea un impact major. La acest moment, acest lucru nu s-a discutat. În viziunea autorităților, măsurile prezente par să fie de ajuns pentru stoparea infectării cu COVID-19. Nu același lucru spun medicii, care în fiecare zi se luptă să salveze viețile celor în stare gravă din secțiile ATI. Până la acest moment, nu a fost stabilit un prag de infectare care ar putea determina autoritățile să ia măsura carantinării capitalei. Nu dau praguri pentru că știți că e un calcul mai complex care se face cu INSP-ul, așa că rămâne să vedem care vor fi datele și monitorizarea, dar se evită carantinarea capitalei. N-am carantinat-o și altă dată, doar că noi sperăm că oamenii totuși, cu toții, să respecte măsurile care se recomandă, ca să reușim să controlăm situația. Și tot Raed Arafat explică de ce a fost eliminat accesul testaților la anumite activități. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că această decizie are la bază un management al riscului care ia în calcul riscul minim posibil. Riscăm până la o limită. Nu riscăm maxim. Nu riscăm totul. Dacă noi am acceptat după 6 la mie să păstrăm anumite activități deschise, care altă dată le închiseserăm noi chiar de la 3 la mie, nu de la 6 la mie, am acceptat acest lucru păstrând anumit risc și să spunem riscul minim posibil. Din cauza asta, cei care sunt vaccinați, trecuți prin boală, care sunt imuni, intră acolo, sunt într-o zonă de risc, dar asupra lor riscul este limitat. Intră unul testat, dacă se infectează, dacă participă mai mulți acolo și se infectează, poate că testul are de două zile
și este în a treia zi și în a treia zi e pozitiv deja, asta nu avem de unde să știm, și rezultatul este altul, pentru că e persoana fără imunitate. Deci asta este diferența între cele două categorii, vaccinat, trecut prin boala, care are imunitate, și testatul care doar la momentul testului a fost negativ. Nu înseamnă că și la a treia zi este încă negativ, dar e un risc asumat. Vremea se va răci simțitor în perioada următoare. Meteorologii estimează că în primele zile vremea va fi mai caldă decât normalul termic, dar ulterior va intra într-un proces de răcire în majoritatea regiunilor. Cu mai multe detalii vine chiar acum în direct Oana Păduraru, meteorolog la ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Vă rog, vă ascultăm cu mare interes. Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, într-adevăr, astăzi încă mai sunt temperaturi peste cele normale pentru această perioadă și totodată o vreme predominant frumoasă, iar valorile termice ridicate de 25-26 de grade se vor regăsi în partea de vest, nord-vest și în centrul țării, de unde, după cum spuneam, acestea se vor situa peste normele perioadei. Astăzi, un cer variabil și cu probabilitate de ploaie foarte redusă în toate zonele țării, dar vor fi intensificări ale vântului în zona montană, pe crestele Carpaților meridionali. Se vor depăși chiar 60-70 de km pe oră, iar în sudul Banatului viteza vântului va depăși 50 de km pe oră. Izolat și se vor înregistra viteze mai mici și în restul teritoriului, mai ales în partea de sud. Iar în ceea ce privește zilele următoare, într-adevăr, valorile termice vor fi în scădere, astfel încât la sfârșitul acestei săptămâni ne așteptăm la temperaturi maxime cuprinse în general între 10 și 18 grade și minime chiar spre pragul de îngheț în zonele de prisionare și cel mult 12 grade în zona litoralului. Totodată își vor face apariția și ploile mâine în partea de vest a teritoriului, dar și în sud-est, însă acestea vor fi în general slabe cantitativ, nu vor crea probleme, dar pe fondul răcirii vremii, pe crestele montane vor fi posibile lapoite și ninsori. În ceea ce privește vântul, pentru că vor mai fi intensificări ale vântului și pe parcursul zilei de mâine, ne așteptăm la rafale în zona montană de peste 90 de km pe oră, iar în acestea vor fi prezente și în restul teritoriului, însă la viteze mai mici și totodată dimineața și noaptea pe suprafețe mici, mai ales în zona joasă de relief, va fi ceață și totodată în depresiune, acolo unde ne așteptăm la temperaturi, după cum spune la pragul de îngheț, vor fi și condiții de brumă. La ce să ne așteptăm pentru capitală? În zona capitalei, deocamdată vreme frumoasă, dar astăzi ne mai așteptăm la o maximă în jurul valorii de 21 de grade. Mâine, spre exemplu, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele de astăzi, 17-18 grade. Vor fi intensificări ale vântului, dar încă nu va ploua. Abia spre sfârșitul acestei săptămâni, vineri, sâmbătă și chiar și la începutul zilei de duminică, ne așteptăm la ploi în general slabe cantitativ. Totodată și scăderea temperaturii va continua, astfel încât la sfârșitul săptămânii ne așteptăm la maximă chiar și în jurul valorii de 11 grade. Minimele termice însă rămân pozitive peste 5 grade, cel mult 6-7 grade însă pe parcursul nopților. Da, Oana Păduraru de la ANM, mulțumesc mult pentru aceste informații extrem de importante. Așadar, doamnelor și domnilor, vremea va fi mai rece decât ar trebui să fie pentru această perioadă în zilele următoare și desigur ne putem aștepta chiar și la precipitații. Mergem mai departe. Restructurare cu disponibilizări la Poșta Română, ministrul interimar al digitalizării, Tanțoș Barna, a anunțat că, deși în cadrul companiei sunt bani pentru salarii, există un plan de restructurare care presupune ca o parte din personal să fie concediat. Sunt cu siguranță fondul de salarii este asigurat și va fi asigurat despre o reorganizare, o reformă instituțională care va fi pusă în practică cu siguranță de conducerea executivă. Fondul de salarii este asigurat, poștașii își vor primi salarii. Tanțoș Barna susține că încă au loc analize în ceea ce privește
privește reforma Poștei Române. Momentan, conducerea companiei nu deține numărul persoanelor care vor fi disponibilizate. Este o analiză, nu s-a luat o decizie finală, aștept decizia... Există un plan de restructurare, domnule ministru. Există un plan de restructurare, decizia finală cu privire la disponibilizări nu s-a luat. O să primim un număr de personal care va fi disponibilizat în urma planului de restructurare. Aștept în continuare de la conducerea executivă aceste cifre. Cel mai important pentru Poșta Română este să fie o companie care se reorganizează și este suficient de flexibilă ca să răspundă la nevoile pieței. Este oficial, guvernul a adoptat luni majorarea salariului minim net cu 10% de la 1 ianuarie 2022, astfel că aproximativ 1,9 milioane de salariați români vor primi începând cu anul viitor remunerații mai mari cu 138 de lei. Această majorare va fi cu 10% în valoare netă, iar ca valoare brută, salariul minim în plată la nivelul anului 2022 va ajunge la 2550 de lei pe lună. Sunt rezultate pozitive, întrucât această majorare a salariului în plată la nivel brut reprezintă o majorare cu aproximativ 230 de lei față de nivelul 250 de lei față de nivelul actual, cu 138 de lei la nivel net, iar impactul va fi asupra aproximativ a 1.970.000 de oameni. Menționez că în momentul de față există la nivel de țară aproximativ 1,2 milioane de angajați plătiți cu salariul minim, ceea ce înseamnă 22,9% din cei 5.600 de salariați activi. Raluca Turcan a mai spus că măsura majorării salariului minim e strâns legată de o altă modificare adusă azi în guvern la codul muncii, prin care a fost definită munca subdeclarată sau munca la gri. Sancțiunea aplicabilă pentru depistarea muncii subdeclarate este între 8.000 și 10.000 de lei pentru fiecare salariat. Georgeta Bumbac, fiina baronului PSD Felix Troie și abonată la sinecuri politice, a fost pusă de PNL administrator la aeroportul Otopeni. Aceasta a mai avut în trecut funcții în trei consilii de administrație: la compania de drumuri, la compania Aeroportul București și la administrația canale navigabile. Pentru noul post, Georgeta Bumbac va primi lunar aproximativ o 12.000 de lei. Un nou loc călduț la stat și foarte plătit pentru fina baronului PSD Felix Troie, numită de liberale administrator la Compania Națională Aeroporturi București, noua conducere de la transporturi, schimbând cu o excepție între Consiliul de Administrație al companiei. Georgeta Bumbac, funcționar public de peste 20 de ani și trecută pe la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, a fost promovată de Viorica Dăncilă și, înainte ca PNL să o revoce din funcțiile ocupate la Ministerul Transporturilor, avea funcții în trei consilii de administrație. Potrivit declarației de avere din mai 2020 din funcția de secretar general al Ministerului Sănătății, arată veniturile anuale obținute: 132.000 de la Ministerul Sănătății, 81.620 de lei de la compania de drumuri, 83.852 de lei de la compania Aeroporturi București și doar 45.624 de lei de la canale navigabile. Adică un total de aproximativ 343.000 de lei sau aproape 70.000 de euro. Bani adunați strict din funcții la stat. Într-un drept la replică, după dezvăluirile din presă din trecut, Bumbac sublinia că Felix Troie nu a avut nicio legătură cu cariera sa de funcționar. Precizez că domnul Felix Troie nu a avut nicio implicare de nicio natură în parcursul meu profesional. După cum am menționat mai sus, sunt angajat a Ministerului Sănătății din 2011. Mandatul domnului Riții Ladislau, UDMR și Guvernul PDL, UDMR, condus de domnul Emil Boc, PDL, spunea Bumbac în 2020. Reamintim că Felix Troie a fost șeful Raja, una dintre cele mai mari companii de apă din România timp de 17 ani, și a dat demisia din funcție după ce socialdemocrații au pierdut alegerile locale la Constanța în 2020. Potrivit economedia.ro, s-au făcut schimbări pe bandă rulantă în consiliile de administrație ale companiilor de stat din subordinea Ministerului Transporturilor, odată cu venirea lui Dan Vâlceanu ca ministru interimar.
Trotinetele electrice nu mai au voie pe trotuar, potrivit unei hotărâri de guvern. Conducătorii de trotinete electrice sunt obligați să meargă pe pista de bicicletă dacă există, iar dacă nu, pe drumurile publice, la fel ca bicicliștii. Guvernul a aprobat o serie de noi reguli de circulație în cazul trotinetelor electrice. Acestea vor fi similare cu normele pentru bicicliști. Conducătorii de trotinete nu vor mai avea voie să circule pe trotuar, ci vor fi nevoiți să meargă ori pe pista de bicicliști, ori pe drumul public. Însă atunci când partea carosabilă este acoperită cu gheață sau cu zăpadă, aceștia trebuie să renunțe la a se mai plimba cu trotineta. Trotinetele electrice vor fi conduse numai pe un singur rând. Totodată, conducătorii de trotinete au obligația de a avea asupra lor actul de identitate. Când conduc, aceștia trebuie să se asigure că mențin contactul cu solul. Autoritățile au impus și chestiuni tehnice. Trotinetele electrice trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de frânare eficace, dar și cu un sistem de avertizare sonoră. Acestea trebuie să aibă elemente sau dispozitive fluorescente reflectorizante amplasate pe roți care, în mișcare, formează un cerc continuu. Omenirea ar putea fi lovită de 1 milion de asteroizi în următorii 100 de ani. Cine susține însă această teorie, vă spun după publicitate, revenim în scurt timp, rămâneți. Omenirea ar putea fi lovită de 1 milion de asteroizi. Aceasta este ipoteza oamenilor de știință care anunță că în următorii 100 de ani în atmosfera terestră ar putea pătrunde obiecte spațiale foarte greu de urmărit. Ultimul impact major cu un asteroid a fost în anul 2013 în Federația Rusă. Space Debris and Data Application Center a preconizat că în următorii 100 de ani ne putem aștepta la numeroase corpuri cerești care ar putea pătrunde în atmosfera Terei. De altfel, și cercetătorii de la Administrația Națională a Spațiului din China sunt de părere că posibilele noi impacturi ar putea fi generate de asteroizi de mici dimensiuni, de aproximativ 100 de metri lățime. Chiar dacă nu pare că aceștia reprezintă un pericol real, trebuie luat în calcul riscul, mai ales din cauza faptului că sunt greu de urmărit. Astronomii susțin că asteroizii produc o energie cinetică mai mare decât a unei bombe atomice. Totodată, sunt foarte greu de calculat orbita și locul unui posibil impact, deși oamenii de știință preferă să se concentreze pe asteroizii de mari dimensiuni care ar putea produce adevărate catastrofe, amenințările pot veni și din partea corpurilor cerești reduse ca dimensiune. Cel mai recent exemplu de acest fel a fost înregistrat în anul 2013, când un asteroid cu dimensiuni de doar 19 metri lățime s-a prăbușit în orașul rusesc Chelyabinsk. Impactul a fost de aproximativ de 30 de ori mai puternic decât bomba nucleară de la Hiroshima din 1945. Unda de șoc a afectat 7200 de clădiri, iar 1500 de persoane au fost rănite. Agenția Europeană pentru Medicamente a aprobat luni administrarea unei a treia doze de vaccin Pfizer-BioNTech pentru persoanele de peste 18 ani în urma temerilor că protecția împotriva COVID-19 ar putea scădea după primele două doze. Agenția Europeană pentru Medicamente a aprobat administrarea celei de-a treia doză în rândul persoanelor de peste 18 ani. Doza de suprarapel cu serul Pfizer va fi făcută cu precădere de persoanele cu diferite afecțiuni sau cu un sistem imunitar slăbit. Cea de-a treia doză se poate administra la 6 luni după vaccinarea cu cea de-a doua doză. Această decizie vine la scurt timp după analiza făcută de Comitetul pentru Produse Medicamentoase de uz uman din cadrul Agenției Europene a Medicamentului. Analiza a scos la iveală faptul că nivelul anticorpilor este unul crescut după administrarea celei de-a treia doze. Deci doza a treia este recomandată în special persoanelor în vârstă care oricum au un organism obosit și nu puteau să-și facă, să spunem, sau nu produceau suficient anticorpi să asigure cât de cât o luptă egală între virus și corp. Văd însă cu bucurie că tot mai multe persoane, chiar sub seniori ca vârstă, vin să se vaccineze cu doza a treia. Eu vă asigur că din cei peste 5 milioane și jumătate de români care s-au vaccinat cu primele două doze, vor fi tot 5 milioane și jumătate de oameni care se vor vaccina cu a treia doză. Doza a treia dă un plus de siguranță, în special persoanelor în vârstă. Nu se întâmplă nimic chiar dacă se îmbolnăvesc. Spitalele pot să spună treaba asta. Acum nu se mai poate spune că e o situație atât de disperată în spitale vis-a-vis de fapt
faptul că nu mai este loc. Nu că ar fi disperare din alt motiv. Potrivit Agenției Europene pentru Medicamente, riscul apariției de boli cardiace, inflamatorii sau al altor efecte adverse este cunoscut, însă este atent monitorizat. Cazuri rare de miocardită, o inflamație a mușchiului inimii, au fost înregistrate în rândul bărbaților tineri vaccinați cu Pfizer. Și mergem chiar acum la colega mea Georgiana Grădinaru să vedem cum va fi vremea astăzi. Georgiana, ne pregătim așadar încet, încet hainele de iarnă. Bună dimineața, te ascultăm cu mare interes. Bun găsit, Ștefan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Le mai lăsăm deoparte deocamdată, cel puțin astăzi, așa cum ne spun meteorologii. Vremea încă va fi destul de plăcută, chiar mai caldă decât de obicei, în special pentru regiunile din centrul țării și în vest, nord-vest, va fi ceva mai cald față de restul teritoriului. Astăzi se pot înregistra valori de la 15 și până la 26 de grade. Aspectul vremii se anunță plăcut, șanse destul de mici pentru precipitații, în schimb vântul își va face simțită prezența. Astfel că în regiunea de sud a Carpaților Meridional va sufla cu peste 80-90 de km pe oră și în sudul Banatului vor fi rafale de 50-60 de km pe oră. Local și în restul zonelor se va simți prezența vântului, dar la cote mai reduse. În capitală, astăzi va semăna destul de mult cu ziua de ieri. Nu sunt mari schimbări în aspectul vremii, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura aerului va urca până în jurul valorii de 21 de grade. În zonele de munte, de asemenea, sunt șanse mici să plouă astăzi. În cursul nopții, pe văi în depresiuni, este posibil să se formeze ceață. Dar aici vântul va accentua senzația de frig. Vor fi rafale de până la 80-90 km pe oră în zona montană înaltă, în regiunea Carpaților Meridionale. În zilele ce urmează, însă, vremea va intra într-un ușor proces de răcire. Spre exemplu, mâine temperaturile sunt în scădere, iată, și în regiunea vestică, cu 4 chiar 5 grade mai scăzute față de astăzi. Vor fi între 13 și 21 de grade, iar vremea se apropie de normalul termic al perioadei. Va ploua pe arii restrânse în regiunea vestică și în sud-estul teritoriului, iar pe creste, în cursul nopții, este foarte posibil să apară și ceva ninsori, la fel cum se va întâmpla și joi pe crestele Carpaților Meridional. Vor fi Lapoviță și ninsoare, temperaturile vor continua să scadă, vor fi de la 11 și până la 19 grade. Acestea au fost informațiile deocamdată, acum înapoi la tine, Ștefan. Da, Georgiana, mulțumim mult pentru aceste informații, doamnelor și domnilor, știrilor ei nouă se încheie aici. Ne revedem la fix cu principalele informații ale orei 10. Vă aștept atunci, rămâneți cu noi!